Astăzi a avut loc o prezentare a tehnicii de intervenție în orașul Drăgănești-Olt la Muzeul Câmpiei Boianului. A fost aleasă această locație pentru a aduce un omagiu directorului Traian Zorzoliu, care și-a dedicat întreaga viață culturii și tradițiilor românești, dar și pentru a readuce în atenția oamenilor secția Istoria Focului, care funcționează în cadrul acestui muzeu. Mâine va avea loc un ceremonial militar care se va încheia cu defilarea gărzii de onoare și a autospecialelor ISU. Cei care vor participa la evenimentul din orașul Drăgănești-Olt vor putea vedea echipamentele folosite de-a lungul istoriei, de formațiunile de pompieri, dar și autospecialele moderne cu care pompierii militari acționează pentru gestionarea situațiilor de urgență. Miercuri, 13 septembrie, în municipiul București, la Monumentul Eroilor Pompieri din calea 13 septembrie, va avea loc un ceremonial militar în cadrul căruia președintele României va înmâna drapelele de luptă pentru 11 inspectorate pentru situații de urgență din țară. La festivitate vor participa și inspectorii șef ale tuturor inspectoratelor județene din țară. Tot mâine, porțile subunităților din cadrul ISU Olt se vor deschide pentru cei care doresc să cunoască o parte din tehnica de intervenție a pompierilor. În contextul sărbătoririi Zilei Pompierilor din România, ISU Olt, cu sprijinul Asociației Sportive Pompierul Olt, organizează competiții de mini-fotbal, pescuit sportiv și șah pentru cadrele unității. Sportivii care se vor clasa pe primele 3 locuri la aceste competiții vor fi și premiați.